Bună seara, dragi prieteni, bine ați revenit, o nouă ediție a emisiunii La Timpul Prezent. Este pentru prima dată în istoria mea ca și ziarist în care am emoții, mai ales la televizor, pentru că am un invitat și dacă spun special, s-a folosit de atât de multe ori încât e desuet, dar chiar este un invitat special. Aș putea spune chiar că mi s-a împlinit și un vis așa de când eram mai tinerel, să am alături de mine și să pun niște întrebări unui mare, mare actor al României. Și vorbesc aici despre doamna Anca Sigartău, care e și director la Teatrul Municipal Bacovia de o lună de zile. Da, de o lună de zile. Sărumâna, bine ați venit la noi în emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați acceptat. Și eu vă mulțumesc că v-ați gândit la mine. Acum, nu cred că e neapărat necesar să facem o prezentare a dumneavoastră, pentru că sunt convins că vă oprește lumea pe stradă și vă cere autografe. În schimb, am văzut pe Wikipedia, cred că e și ok, că ați fost admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1985, în clasa maestrului Dem Rădulescu și Adrianei Popovici, și în 91 ați intrat la Teatrul Bulandra, unde... În 90. Și am intrat la Bulandra în 87, eram colaboratoare și după aceea m-am angajat în 90. La Teatrul Bulandra unde sunteți și acum? Da, s-a blocat postul, S-a blocat postul, conform legii m-am dus pe un contract de management și asta este... Legea, se blochează. Dar colaborați și în continuare? Colaborez, da. Așa cum colaborez cu mai multe teatre, și cu Teatrul Mic, și cu Teatrul Metropolis. Sunt... Și la filmografie am scos aici, ați jucat în Amen. La Costa Gavras. Da, mi-a plăcut tare mult. Mi-aduc aminte, eram student și l-am văzut în Iași și a fost invitat și Marcel Iureș la premieră. Făcea un rol foarte frumos. Da, rolul papei. Și Costa Gavras e o personalitate până la urmă în lumea filmului, toți ne doream. Era o perioadă în care tocmai era deschiderea asta să vină regizori de afară. M-am avut și eu. Cum v-ați... A fost dragoste la prima vedere cu Costa Gavras. Știu că ne-am întâlnit pe peronul unei gări. Așa a fost... Gara de Est în București, acolo căuta el unde o să spații de filmare și acolo am ajuns, m-a trimis castingistul, m-a spus du-te și te întâlnește cu Costa Gavras și a fost așa ca o scenă de film, el de pe o... Păi eu și eu veneam pe celălalt, din cealaltă parte a peronului, o întâlnire și a spus da, vreau să vii să... Dacă tot am zis de film, care e diferența între teatru și film? Cum e să joci pe o scenă la teatru? Cum e să filmezi, să tragi duble, apoi să vezi ce... Depinde cine răspunde, depinde cine întreabă, cam asta este. Din punctul meu de vedere, dacă mă gândesc ca tehnică și ca actorie și așa mai departe și ca zbucium interior, nu este nicio diferență. Te consum la fel. Iarăși, dacă o întreb pe Anca Sigartău aceea... După ce se consumă actul respectiv, că e teatral, că la film îmi vine să-mi tai venele, pentru că știu că nu se mai poate face nimic. Și ziua în care mă uit, intru în sala de cinema, este una dintre cele mai negre ale vieții mele, pentru că realizez că mai puteam face ceva, că s-ar putea, că munca nu e gata. Dar din păcate cineva, și acel cineva e pelicula, s-a închis, e gata, la revedere, e pe veci și acolo ești închis, tu. Și realizez că nu ești tu ăla, că tu ai mult mai mult și că actul tău și tot ce gândurile tale sunt vii. Și de fapt cineva le-a pus sub... Emoția pe care o transmite un actor de film sau când se uită un spectator la un film, transmite actorul aceeași emoție ca și pe scenă? Se face legătura? Sau simțiți dumneavoastră ca profesionist dacă se face legătura între... Ar trebui, numai că emoția aceea pe care o transmite actorul și care este emoție pură, nu discutăm aici calitatea și de fapt dacă este reală sau nu, este cosmetizată de o serie de factori în cinema. De un montăr bun, de un regizor, de un operator, de un om care pune lumina.
Ori în teatru lucrurile acestea deja au avut, s-au pregătit înainte, s-au pregătit, ai seara spectacolului și emoția se duce direct în sală la spectator. Nu trece prin nicio peliculă, prin niciun ecran de cinema și așa mai departe. Eu obișnuiesc să spun că diferența se face ca percepție în arhitectura sălii. Sala de teatru, dacă ați observat, are locurile, scaunele, sunt unul lângă celălalt. Da. La cinema, arhitectonica sălii este specială. Scaunele te însingurează. Și asta am simțit până, nu m-am gândit, până când am jucat teatru într-o sală de cinema. Și nu înțelegeam ce se întâmplă, pentru că noi aveam, dar munca era, după ce terminam spectacolul, eram dublu de obosită și nu înțelegeam de ce. Și mi-am dat seama odată, zic, spațiul ăla face diferența. Ați obosit? Obosești, da. Pur și simplu? Da, după... este cum împingi sunetul, de exemplu. Uh-huh. Dacă ai o sală de 200 de oameni, o să împingi într-un fel, dacă ai o sală de 1000 de oameni, împingi în alt fel, e normal, să ai altă dozare a energiei. Știi în creierul tău că trebuie să transmiți un anumit lucru, dar cum o faci, tehnica pe care o folosești este cu totul alta. Și de obicei să nu aveți senzația că e mare, e o chestie de gând. Te gândești că există un om acolo la un kilometru de distanță, tine, da? Sau la 2 kilometri sau la 10 centimetri. Asta se întâmplă la film. Trebuie să gândești că de fapt ești mult mai aproape, ești aici. Ecranul este aici. De aia se spune, vezi că nu poți să mai folosești expresiile mari la film, trebuie să reduci totul. Păi da, pentru că spectatorul este aici. Și automat nu o să-i faci cine știe ce chestie, o să-ți strâmb fața, pentru că ăla o să facă, nu vreau. Totul foarte se reduce la ochi, la trebuie să știi lucrurile astea. Asta sunt, se învață în, la institut? Slavă Domnului că acum se învață. Când înainte eu nu? Nu, înainte nu exista, n-am avut un curs, să zicem, serios de tehnica actorului de film. Nu. Da, filmele, vorbim și de teatru imediat după, dar filmele făcute, cel puțin din punctul meu de vedere, filmele făcute înainte de 1989, cred că asta se vede, că au lipsit cursurile despre care spuneați dumneavoastră la institut. Pentru că mi se... De ce? Iureș a făcut filme mari și înainte de 89 și dacă List pentru mine este unul dintre rolurile lui de referință. Da, și a făcut, dar dacă e să vezi cei după 90, mi-mi place, sincer, dar Moromeții. Hai să luăm Moromeții. Moromeții cred că e o excepție. Deci au folosit actori și tehnica pe care i-au folosit-o, dacă ați văzut, era extrem de actuală. Și acum și... este modernă, cum era minimalistă. Casa este, de fapt, da, ce se întâmplă. Da. E un minimalism de care se vorbește. Repet, mie îmi place mai mult filmografia de după 1990, nu știu de ce, pentru că întotdeauna, înainte de 89, agresivă. Și a fost mai agresivă, mai actuală cumva. Și înainte de 89 nu pot să trec peste filmografia lui Sergiu Nicolaescu, care mă scoate din sărite, sincer. N-am cum. Filmografia, ca orice lucru, are și părțile lui bune. Nu, faptul că se făceau filme istorice, pentru mine era important. Și cred că era important, dar... Și mi-e dor de un film istoric. De ce nu îndrăznește nimeni să-l facă? Bănuiesc că sunt niște costuri incredibil de mari. Pentru că atunci Sergiu Nicolaescu se folosea de statul comunist, folosea militari în termen, erau acolo toți. Și uite cum ajungem la o chestie bună. Da, ajungem la o chestie bună. Acum Doamne ferește, eu de... nu sunt fană. Nu, acum bănuiesc că e vorba de foarte mulți bani să poți să faci un film de ăsta epic, istoric, exact, cum fac cum face Hollywood-ul, cu o grămadă de figuranți, cu soldați, exact, cu sunete. Și încă ceva vreau să întreb. De ce în filmele românești sunetul... Am să întreb pe toți actorii care mă întâlnesc. De ce sunetul de pistol este identic cu sunetul de dun și identic cu sunetul de tank și de inclusiv arpaletă, cred că tot la fel. Da, pentru că din punctul meu de vedere nu există o școală pentru acest segment important din cinematografie, din film până la urmă. O școală clară pentru inginerii de sunet. Cred că asta e și la trupe, în muzică se vede asta. Când vine o trupă,
Da, undeva sunt acei ingineri. Sunetiștii sunt cam praf. Da, lipsește. Eu am înțeles lucrul ăsta, am lucrat pentru Disney ani și ani de zile și am avut șansa să lucrez cu cei de la Los Angeles, să mă duc la Technicolor Italia, la Roma, la Pinewood Studios, sunt cel mai mari studiouri unde s-au făcut și Harry Potter, s-a făcut Săpânul Inelelor și așa mai departe și s-a lucrat postproducția la filmele astea. Și spun că lucrurile sunt, le construiești într-un fel. Vorbesc aplicat pe proiectul meu de desene animate, da, de dublaj. Le construiești într-un fel. Ele sună într-un fel și când te duci în sala de cinematograf, nu le mai recunoști. E cu totul altfel. Și ajunsesem la un moment dat că lucram cu cei de afară, cu englezul, care avea în studioul respectiv, ei au de la Los Angeles, au o listă de efecte care sunt la fel pentru toate țările când se fac dublajele. Da, da. Și eu îi spuneam lui, bagă două liniuțe în plus la noi, bagă niște bași aici, te rog eu frumos. Și el înțelegea și îmi spunea de ce. Pentru că eu știu sala de cinematograf din România și eu îți spun ce se va întâmpla. Tu faci asta și după aceea la noi în sala de cinematograf nu o să fie, pentru că atâta poate inginerul ăla de sunet și atunci hai să-l păcălim. Deși avem săli de cinema foarte bune în ultima vreme, da, cu multiplexuri, știi? Cu care noi ne certăm în mod curent și nu numai eu, și am înțeles că și Cristi Puiu se plânge și în general cineaștii se plâng de lucrul ăsta, se duc și se ceartă cu proiecționistul pentru că sunt niște lucruri pe care ei trebuie să le respecte și ei nu le respectă. Și când eu mă duc să-i spun, dar de ce dai asta? Când volumul trebuie să fie la atâta, sunt copii în sală și acum nu o să deranjăm oamenii, că oamenii vin să se disteze. Și nu înțelegi. Deci... Da, ați lucrat, mi-a spus acum, ați lucrat cu studiouri mari. Da. Pentru dublaj. Ați fost plecată și din România multă vreme? Sau am fost, da. Ce v-a determinat să vă mai întoarceți? Ce mai aș... Copii. Copii. Aparent, spui, pentru copii ar fi trebuit să rămâi, numai că la momentul respectiv lucrurile se încheie la portofel. Aveam 3 copii, nu puteam să-mi permit o școală particulară, un învățământ particular foarte bun pentru toți 3. Puteam pentru unul. Nu mi se părea normal să sacrific pe ceilalți 2. Și lucrurile au fost. Numai că eu sunt un om atât de deschis și atât de liber și am zis ok, așa cum le-am spus copiilor când am plecat. Nu știu, habar n-am ce o să ni se întâmple. Poate o să fie bine, poate o să fie rău, dar e o experiență și trebuie să te bucuri de experiența respectivă. Iau-o ca pe un lucru care se întâmplă acum și ăla este cel mai extraordinar lucru care ți se poate întâmpla. Și ați fost în Statele Unite, nu? Am fost în Statele Unite. Ați lucrat cu studiourile mari și ați poposit în Bacău. Da. Și este cel mai extraordinar lucru care mi se poate întâmpla în momentul ăsta. Da. Ce e firesc? Ce e normal? Ce e asta? Poți să fii, după părerea mea, firesc și normal este atunci când un om este în rostul lui. Dacă ești în rost, indiferent oriunde ai fi pe pământul ăsta, e normal, e bine. Rostul ăsta al dumneavoastră în Bacău durează 5 ani, va dura 10 ani, va dura 15 ani? Habar n-am cât. Rostul meu se construiește astăzi. Astăzi, mâine, poimâine, alături de niște oameni. Cât timp va exista o echipă, cât timp voi ști că fac bine, voi rămâne. Cât timp pregătesc un lucru pe care... Poate cineva va prelua și va aduce un lucru și mai, va construi. Trebuie gândit în... Vedeți, eu zic că mă bucur de ziua de astăzi, dar pentru mine ziua de astăzi este începutul tuturor zilelor de mâine ale acestui teatru. Și ați venit aici, eu am în mână doar câteva foi din programul dumneavoastră de... De 50 de ani pe care mi-l promit. Din programul dumneavoastră și sunt aici o grămadă de lucruri care sună foarte, foarte bine, lucruri pe care nu s-au întâmplat în trecut la Teatru Bacău, dar așa cum am mai zis-o mai de mult și o mai zic încă o dată, cred că sunt niște etape ale teatrului ăstuia și acum am început o altă etapă cu dumneavoastră. Și dar sunt etape în general în țara asta, în lumea asta. Așa funcționează istoric vorbind orice organism, pentru că teatru până la urmă este un organism.
Și organismul ăsta a pus acum, în 2015, cred că trebuie să funcționeze așa. Asta este o direcție pe care Sigartă o propune. Acum 10 ani, dacă ar fi venit Sigartău, poate aveți altă viziune? Ar fi gândit altceva. Și hai, nu Sigartău, pentru că Sigartău nu era pregătită. Boroghină, da? Că e unul dintre cei mai mari manageri de teatru. Ar fi gândit, cred că a aplicat. Acolo a câștigat Boroghină. A profitat de un moment istoric cu având lucruri foarte clare în minte. Și asta s-a întâmplat. Sunt convinsă că dacă ar fi venit la Bacău, ar fi profitat de alt moment istoric, de altă... Nu poți să te gândești numai asta. Este exemplu Bacău. Eu vin acum și fac un copy-paste cu Bacău. Cred că nici nu e interesant. V-ați gândit, trebuie să fii, ca să fii director la un teatru. Cum ați ajuns dumneavoastră la Teatrul Bacovea? E necesar să fii încăpățânat? Doamne, îmi pun problema asta. Cred că îmi pun problema, descoper lucruri noi. Încăpățânat, șulfă. Deci încep să fie tot soi de lucruri din astea care apar. Să fii atent, să ți se spune, ai grijă să faci asta. Miza mea este să fac acest organism să funcționeze cu toată cinstea posibilă. Asta e. Și eu cred că se poate lucrul ăsta. Se poate să fiu un om cinstit, se poate să fiu un om care crede în actori, care își iubește actorii și să mergi până la capăt. Dacă asta se numește încăpățânare, de a-ți duce rostul până la capăt, exact spuneți așa. Exact despre asta vorbeam. Spuneți așa, că e încăpățânare. Pentru mine încăpățânarea de când eram mică are o conotație negativă, pentru că spunea că nu mai fi încăpățânată și treci... Da. Așa. Nu, n-are. Hai să luăm partea pozitivă a acestui cuvânt. Eu da. la ea mă referam, când am vorbit de încăpățânare. Deci, New York, București, Bacău. Ați intrat în Bacău direct? N-am fost în New York, am fost în Augusta, Unite, Atlanta, scuze, în Sud, Statele, în Georgia. Statele Unite, vreau să spun. M-am gândit la New York, nu știu. Doamne, ce. Am fost, stați, că dacă e să o luăm așa, m-am dus în Germania prima dată la teatru, dați seama, 91, noi lucrasem în 91 cu maestru Ciulei și primele turnee și deplasări au fost primul meu turneu. În Germania, Germania Unită, dar a fost a federală sau în partea de est? În partea de vest, dar eram pe scena teatrului Düsseldorf la Festivalul Uniunii Teatrelor Europei și după noi juca Piccolo Teatro din Milano, George Streller, care era în sală. Și pentru noi, deci, lucrurile s-au precipitat, s-au desfășurat extrem de rapid. Să ajungi din... Eram cam sălbatici, nu? În 91. Ghilimelele de rigoare. Deci în 85-86 eu eram studentă, o studentă care intrase pe 4 locuri și vreo 200 și ceva de candidate, dintr-o familie modestă, părinți profesori de istorie, da, istorie și fizică. Nu având niciodată treabă cu teatru, eu negândindu-mă în 85 până nu, în 84, pe 11 decembrie, am spus vreau să dau la teatru. Din nimic! Nu, n-a fost ancuța aia să gândea că vrea să se facă actriță. Și, deci, desfășurarea a fost așa. 84, nu știi că te faci actriță. 85, intri, se întâmplă o minune, intri pe 4 locuri. Deși ți se spune, n-ai nicio șansă să intri din prima, pentru că nu se intră din prima. Și tu intri și Dumnezeu face posibilă chestia asta. Și după 85 te întâlnești cu Dem și stai acolo cu mari profesori pe care eu îi vedeam la televizor sau nici nu visam. Eu m-am dus la examen spunând, Doamne, 10 minute, Cotescu și Olga Tudorache o să se uite la mine și numai la mine. Și se întâmplă lucrul ăsta, că ei devin oamenii cu care tu îți petreci viața, îți petreci de dimineața de la 10 la 10 seara într-o facultate. Termin și înveți la facultate despre Liviu Ciulei, la istoria teatrului românesc, da examen din chestia asta și după aceea termin facultatea, se întâmplă o mică chestie, ajungi la Piatra Neamț, că asta a fost pentru 2 luni și la câteva luni
Ciulei, istoria teatrului românesc, stă și se uită la tine și vorbește cu tine, ăla din carte, ăla pe care tu nici nu te gândești. El care a făcut istoria teatrului românesc și istoria în state, la teatrul La Mama. Din... Adică a venit zeul. Așa. Și ăla zice, tu joci rol principal. Și tu începi și lucrezi cu ăla. Și după, la câteva luni, că asta era, totul era pe luni, tu ajungi pe scenă la Düsseldorf Schauspielhaus și ajungi după aia la teatru Piccolo, teatru din Milano și lumea se capătă, deci ajungi cel mai sus pe treapta asta. Și spui, ok, ce poate să fie mai sus, Doamne, că dacă scriam acatiste să cer, nici mintea mea nu ar fi cuprins așa ceva. De-aia eu niciodată n-am să scriu să-i cer lui Dumnezeu ceva. Pentru că Dumnezeu mi-a dat atât de multe, încât îi respect, am maximă încredere în creativitatea lui. Și după aceea se întâmplă ca tu să fii pentru un an de zile actor în rol principal la Teatru Național din Köln. Un an jumate. Și tu ești aia și funcționezi în sistemul ăla. Asta s-a întâmplat cu mine. Nu vi s-au muiat picioarele niciodată? Niciodată. Lucrurile au venit așa, normal. Sau n-ați avut timp să reacționați? Să-mi spună cine, ce pe lumea asta, că mă, nu se poate. Păi la mine toate s-au putut. Lucrurile astea, eu știu, dar scrie clar. Ai credință cât un bob de muștar și bobul de muștar, dacă ne uităm, este cel mai mic și face pomul cel mai mare. Deci poți să muți munții. Așa scrie. Nu, n-am zis-o și nu cred că e o glumă. Și aici în Bacău ați găsit bobul de muștar? Nu știu, eu îl găsesc în fiecare zi din viața mea. Nu știu dacă e aici în Bacău, apar n-am. Este un bob de muștar la fiecare pas. Ceva, ați venit la București, ați câștigat concursul. Nu, da. Înainte v-ați prezentat la concurs. Da. Când ați intrat în Bacău, ceva frapat? Da, eu știam Bacău. La mine n-a fost. Ați mai fost la Gala Star, ați mai fost, ați jucat piese. Da, știți cât de important chestia asta, experiența asta cu Gala Star? Pentru că a fost, mă gândesc că Dumnezeu le-a aranjat bine. A fost spectacolul la care eu de obicei mă pregătesc, am o oră de pregătire înainte de spectacol, cu atât mai mult la actriță. Actrița e unul dintre cele mai grele spectacole ale mele. Și s-a întâmplat să ajung cu un sfert de oră înainte, de pe drum, direct. Și să mi se spună, lumea era în sală, tot, deci nu avusesem timp, mutam un spectacol pe o altă scenă, nu aveam timp să fac lumini, să fac sunet. Și sigur că eu am o schemă, întotdeauna funcționează această schemă la orice teatru. Și am chemat, am spus, vreau 5 minute cu omul de la sunet, 5 minute cu omul de la lumini. Nu, asta era tot ce puteam să am. Am făcut lucrul ăsta și spectacolul a funcționat perfect. Cu oamenii ăștia veți lucra, cu omul de la sunet, cu omul de la lumini. Deci eu i-am văzut și s-a mai întâmplat ceva. Când am ieșit din scenă, au fost niște oameni care erau așa și felicitări, noi suntem actorii teatrului. Rar se întâmplă pe unde mergi să vină actorii teatrului să se uită la spectacol. Mi s-a părut foarte civilizat, mi s-a părut foarte frumos. Și mai e un lucru foarte important, poate pentru voi nu este. Cupola teatrului are pictat cerul. Da. Și eu zic că e foarte frumos. Și am ajuns la actorii teatrului. Da. Ați câștigat concursul, ați venit aici, știați Bacău, da? Ați întâlnit pe fiecare din actorii teatrului și spuneați la început, când ați făcut prima conferință de presă la centrul de afaceri, împreună cu primarul, spuneați colectiv artistic, trupă, la un moment dat, după o perioadă destul de scurtă, ați realizat că e trupă. Da. Ce înseamnă una, ce înseamnă alta, cum ați ajuns la concluzia că aici este o trupă? Deci, asta a pornit de la tema mea de cercetare, nu zic teza de doctorat, zic tema de cercetare. Adică 3 ani de zile am stat și m-am gândit la organizarea asta teatrală, la oameni, ce se întâmplă și cum se întâmplă marile spectacole. Marile spectacole întotdeauna se întâmplă când ai o trupă de actori. Adică sunt oameni adunați și rezultă din această adunătură o solidaritate în ideal. Și atunci, în momentul respectiv, lucrurile încep să se schimbe. Dacă există un om care coordonează aceste ființe foarte
foarte plăpânde. Actorul este un om extrem de firav, trebuie să ai grijă cu el. Deci dacă există un om care îi adună foarte bine în această solidaritate în ideal, în jurul unui ideal, se întâmplă marile spectacole, marile evenimente care scriu istorie în teatru. Uh-huh. Și asta s-a întâmplat. I-am văzut cum funcționează după spectacol, după Vârciorova, Carantina. Uh-huh. Pentru că pentru mine ăla e un spectacol la care ar trebui să ne raportăm. De ce? A avut un regizor foarte bun, a fost un spectacol foarte curat, un spectacol care a ținut cont de ei. Exact cum le-a spus, regizorul mare întotdeauna a fost cel care a slujit actorul. Și nu e invers. Și nu e invers. Sigur că o grămadă de oameni poate să-mi dea exemple nenumărate, pornind de la poate Grotowski, pornind de la Meyerhold, în care tehnica și ce au propus ei, sigur că nu lua în calcul pe acești actori. Dar totuși ar trebui să ne gândim cum au fost acești actori. Select. De s-au dus cu tot sufletul și și-au pus pe tavă absolut toată ființa, emoțiile și până la urmă gândirea să fie alături de acel Meyerhold și de acel Grotowski, ca ei să poată să-și ducă la capăt teoriile teatrale. Înseamnă că acolo a fost ceva, acel Meyerhold, acel Grotowski și-a iubit actorii, ei și-au iubit actorii și aici trebuie să... Deci și-au slujit actorii, indiferent. Și Ciulei, când lucrai cu el, aveai senzația că el nu are nimic, că nu o să fie nicio regie. Și că de-aia era magician. El slujea actorul și la final, când încheia și era premiera, vedeai un mare spectacol al regizorului Ciulei. Deci e clar că mă interesează genul ăsta de colaborare, să iubească actorii. Asta s-a întâmplat aici. A râs cu ei regizorul Dabija, se vede că s-a distrat cu ei la repetiție. Mi-au confirmat lucrul ăsta. Da, am fost și noi la un moment dat la presa invitată la o bucățică din spectacol, chiar înainte de premieră, cu două zile, cred, sau două zile înainte de premieră, în care s-au jucat, practic. Și asta era legătura. Chiar râdea. Regizorul asta râdea împreună cu actorii. Asta e important și după aceea ce mi-a mai plăcut este că a ținut cont de specificul nu numai al teatrului, nu numai al publicului, de specificul regiunii naționale. Foarte frumos să alegi chestia asta, pentru că același spectacol, deși el e un regizor mare, nu cred că ar fi avut același impact și ar fi fost la fel de bine construit la comedie. Da. Poftim, care, na, teatru de comedie. Nu ar fi avut. Este un spectacol perfect pentru mine. O să revenim, îmi cer scuze că am stat vreo câteva ore, dar o să revenim că urmează o pauză de publicitate și plecăm de la Vârciorova și ne ducem la musical și ne ducem la after teatru și la multe, multe altele. Dragilor, pauză, revenim.